2013, unii au fost foarte sinceri când au făcut lucrul ăsta, din cele mai bune intenții, iar alții au servit intereselor lui Filat, de exemplu. Mm-hmm. Fiindcă atunci noi nu l-am vrut pe Vlad Filat prim-ministru. Și atunci când Curtea Constituțională a dat verdictul că Vlad Filat nu mai poate fi prim-ministru, Vlad Filat s-a răzbunat pe noi și a zis noi luăm o parte din deputați, noi luăm pe toți, Partidul Liberal îl scoatem de la guvernare. Și asta a făcut. Iar acolo s-au împărțit. Cei care au fost, s-au împărțit apele și între cei care au plecat. Unii au avut beneficii, bănuiesc, alții n-au avut niciun fel de beneficii. Pur și au crezut în cauză. Au crezut în cauză, fiindcă lor s-a spus că Ghimpu e împotriva Pileului, e împotriva parcursului european și haideți să salvăm parcursul european. Ghimpu atunci a greșit enorm. Fiindcă Ghimpu a refuzat să mai meargă la dialog, la discuții, la negocieri. Și eu i-am spus, noi trebuie să mergem la negocieri și să spunem care sunt condițiile noastre. Nu-l acceptăm pe Vlad Filat prim-ministru, dați-ne alt candidator. Dar el a spus, noi vom veni la negocieri atunci când voi veți propune alt candidator la funcție de prim-ministru. Și atunci li s-a spus, vedeți, ei nu negociază, ei sunt pentru blocaj, pentru tot, pentru alegeri anticipate, nu veniți. Voi pur și simplu n-a știut care va fi decizia Curții Constituționale. Nimeni n-a știut. Adică mă refer că judecătorii poate intuiau vreodată. Poate judecătorii. Eu nu am avut contact cu judecătorii. Deci asta nu este legendă că precum că Filat a distrus atunci sau încerca să distrugă Partidul Liberal. Asta chiar Vladimir Filat a făcut-o, da? Este dovedit. Mhm.